Salutare, barbarii mei jefuitori și bine am revenit pe Regi Cruciați 3. Și după cum se poate observa după imaginea de fundal și îmbrăcăminte, am reușit să fac rost de expansiunea cu vikingii. Și odată cu această expansiune care costă și bani, acum cu orice viking pe care l-am alege, putem să ne aventurăm peste tot în lume. Și cum în secția de comentarii a câștigat peninsula arabică ca destinație finală, ei bine, va trebui să facem o vizită tocmai la Mecca. Vorba aia, orice credincios de religie islamică a trebuit să viseze odată în viață Mecca, așa și noi, numai că noi nu ne ducem pentru pelerinaj, ci pentru, ei bine, alte motive. Noi o să începem tocmai din această locație, împreună cu caracterul meu care l-am făcut recent cu această mecanică și presupun că putem să începem, deoarece nu m-am închis mai pierd vremea cu explicații inutile. Așa, înainte de a începe aventura noastră prin lume, mai întâi o să avem nevoie de prestigiu, mai precis să ajung la nivelul 2 de faimă și bineînțeles de oameni, deoarece nu pot pleca de aici cu această sumă mică de oameni. Și de fiecare dată, dacă veți să fiți aventurieri, luați acest stil de viață, deoarece vă dă o reducere de 50% când declarați război. Adică o să consumați mult mai puțin prestigiu. Și să nu uităm de zei nordici, așa că dăm un click pe acest lucru. Ia zicem ce avem aici. Ne, n-avem nevoie de așa ceva. Ia zicem url. Bun. Acum că zeii sunt de partea noastră, acum presupun că putem să ne extindem ca să facem rost de mai mulți aventurieri pentru marea migrare. Victorie, acum adresa să dăm peșta și după aia am terminat cu ei. Hai că chiar mi-ar trebui niște oameni, mersi mult nevastă. Ia să-i ducem aici, deoarece avem suficienți pentru a sedia acest trib. Nu mai contează, le-am prins căpetenii, așa că putem să facem pace fără să-i mai asediem. Și acum am făcut rost de și mai mulți oameni. Și cu cinstea acestei victorii, bineînțeles că trebuie să facem sacrificii umane. Aparent, sacrificiile sunt chiar costisitoare, deci va trebui să dăm și niște jafuri pentru a ne putea permite un asemenea eveniment. Așa, ne-am întors acasă de după jaf, am răpit niște lume, am mai făcut rost de bani. Bineînțeles că trebuie să vindem lumea răpită pentru alți bănuți. Mersi frumos. Și acum am ieșit din datorie. Da, tradițiile sunt foarte importante, deci vom avea sacrificii umane. Și că tot a venit iarna și s-a depus zăpada, eu zic să ne mai extindem puțin ca să facem rost de și mai mulți aventurieri. Văd că cineva profită datorită faptului că suntem în război, dar nu te teme, amice sau copile, deoarece după ce terminăm cu adversarii noștri, pe aia tu o să urmezi. Așa, i-am înfrânt și acum să scăpăm de acești bandiți. Aparent ne-am luat bătaie, dar o să ne răzbunăm noi. Înainte de a începe a doua expediție de jaf, trebuie să ridicăm niște rune unde o să scriem despre marele noastre succese. Și bineînțeles că această rună va fi construită tocmai în zonele unde avem puțin control, deoarece runa ne dă un bonus pentru control. Bonus chiar foarte bun. Armata e refăcută, ceea ce înseamnă că este timpul pentru răzbunare. Opa, se mai întâmplă și de astea. Așa, ne-am întors acasă cu ceva vănuți și acum e timpul să ne facem un ducat pentru a ne extinde și mai mult. Plus că mai primim și prestigiu în același timp. Feudalism? N-am auzit de așa ceva. Noi știm doar să jefuim. Gata, am jefuit destule biserici, acum hai acasă, adică în peninsula scandinavă. Așa, ne-am întors din vacanță, deoarece acum avem planuri mărețe. Că tot avem o armată suficient de mare și bănuți, putem să începem marea aventură, numai cu o singură problemă, nu pot să mă duc direct în peninsula arabică, deoarece sunt prea departe. Ceea ce înseamnă că aventura noastră va avea mai multe etape. Așa că prima oară vom migra în Europa Centrală, adică tocmai în Marea Morabie, deoarece au foarte puțini oameni și de asemenea se mai află și într-un război. Și ce să vezi, deoarece ne ducem într-o aventură, am primit 1200 de oameni moca. Ce șmechere sunt mărțile astea vikinge, deoarece poți să călătorești cu ele prin fluvii sau râuri.
Am ajuns în teritoriul inamic, numai că nu văd niciun dușman prin zonă, ceea ce înseamnă că vom ocupa și cam atâta. Gata cu prima etapă a aventurii noastre și ne-am scos cu ceva bonuți, plus că primim și chestia asta cu aventurierul, care mai primim alte bonusuri. Și odată ce te stabilești într-un regat cu guvernare de tip feudală, automat trecem și noi la feudalism. Între timp, în Scandinavia, ducatul nostru a explodat și acum comiții se bat pentru supremație. Și așa cum cere tradiția, va trebui să lăsăm o rună oriunde mergem prin lume. Și acum urmează a doua etapă a aventurii noastre și anume insula Sicilia. Deoarece nu ne mai aflăm în peninsula scandinavă, când facem această chestie cu aventura, ei bine, nu mai primim oameni moca, dar nu contează deoarece oricum avem mai mulți oameni decât ei. Și deoarece suntem vikingi, nu o să mergem pe jos până în Italia și apoi în Sicilia, ci noi vom folosi Dunărea, o să ajungem până în Marea Neagră și de aici mergem spre insulă. Gata, am ajuns în Sicilia și văd că inamicii noștri de fircă deja s-au decis să-și plece. Văd că cineva s-a întors pe insulă, totuși mare greșeală deoarece nu aveți nicio șansă împotriva vikingilor. O altă victorie și de fiecare dată după ce termin o aventură trebuie să primim bani. Oh da, ce iubesc când primesc oameni moca. Ok, interesantă animație pentru a chema trupele din partea vikingilor. Și dacă vă întrebați de ce le-am chemat, am zis că dacă tot ne aflăm în zona mediterană, n-ar fi rău să jefuim orașele bogate din zonă. Buzunarele mele sunt aproape pline, am nenorocit o insulă întreagă, deci eu zic că e timpul să ne întoarcem acasă. Am reușit să capturez un comitat în Africa, dar din păcate pentru a face o interacțiune cu statele din Arabia, trebuie să ne apropiem mai mult de ei, așa că voi justifica pe acest ducat din Africa, o să luăm doar o mică bucată din el și apoi putem să începem marea aventură spre peninsula arabică. A, da, o rună pentru fiecare loc pe care îl vizităm. Se pare că cineva vrea un duel cu mine. Provocare acceptată, prietene. Yay, victorie! Ne-am mai extins puțin și acum putem să avem interacțiune cu statele arabe. Și putem să le trimitem chiar și un poem frumos din partea mea. Nici o șansă sărmanii și i-am în frânt. Și cu această victorie, Gorm și-a îndeplinit visul de a vedea în sfârșit zăpadă galbenă, așa numește el nisipul. Și cum am promis la început videoclipului, va trebui să facem și o vizită la Maca. Aproape am ajuns și ho-ho, hai că primim ceva bani de la jaful ăsta. Mulțumesc frumos, acum hai să ne curăm până nu vin abasizii după mine. Și că tot abasizii sunt atacați din toate părțile, am zis să-i atac și eu, așa că acum va trebui să luăm pe rând. Nu vă temeți că au ăștia multe trupe decât noi, au trupe totuși mult mai varză și putem să-i scoatem ușor. Nu mă interesează, doar uitați aici un exemplar. Vedeți, deși am mai mulți soldați, după cum se poate observa, tot îi batem. Și victorie! Presupun că aici pot să închei acest clip, deoarece am cam înfrânt tot ce era în jurul meu, chiar am reușit să capturez și Mecha. Și dacă vă întrebați ce o să fac cu această campanie, probabil o să mai joc așa în single player, adică în timpul meu liber. Și probabil o să păstrez cultura nordică, numai că la un moment dat o să fiu nevoit să mă convertesc la islam. A, da, să nu uităm și de rună, deoarece trebuie să construim o rună în fiecare loc pe care l-am vizitat. A, așa că eu am fost Azurax, ne vedem data viitoare, salut!